Suntem ansamblu Poenița din Vorona Botoșani și suntem prezenți la cea de-a cincea ediție, la acest mare festival, la Târgu Neamț. Venim cu mare plăcere pentru că anul acesta participă formații din toate colțurile Moldovei, prezintă datele și obiceiurile din fiecare, din comunitatea din care vin ei. Noi ne prezentăm cu un alai de măști din vatra folclorică Vorona, una din cele mai străvechi și mai bogate din Ținutul de Nord al Moldovei. Un alai de măști care însuțește plugușorul de anul nou. Jocul căiuților, jocul măștilor, jocul ursului, sorcovă și, bineînțeles, o horă moldovenească. Da. Ținuta este autentică, vă putem spune că ținem foarte mult la aceste straie pe care noi le purtăm și le pregătim din timp. Le folosim cu mare grijă pentru că ele ne reprezintă. Măștile care sunt în ansamblul nostru sunt confecționate în sat de către un meșter popular de la noi din comună și an de an ne face mare plăcere să le jucăm. Suntem veniți pentru a petrece sărbătorile de Revelion aici la Hanul Urșilor. E al patrulea an consecutiv de când venim la Hanul Urșilor. Ne-am simțit foarte bine. Acum suntem ieșiți să vedem un pic tradițiile. Așa, astăzi mergem să petrecem prânzul la păstrăvăria Ursu. Așa, suntem foarte încântați. Vă dorim la mulți ani la toată lumea. Cum sunt tradițiile la noi în zonă, mă refer? Aparte că sunt moldovean, că sunt venită de la Huș. Și sunt foarte, foarte frumoase. Se păstrează încă tradiția. Suntem bucuroși, mulțumim. Mulțumim, un an bun. Un an bun la toată lumea. La mulți ani la toată lumea. Sărbători fericite în continuare. Noi suntem veniți din Constanța. Suntem tare încântați de tot ce vedem. La noi nu mai există asemenea obiceiuri. Ne place foarte mult. Ne așteptam, sincer, să fie puțin mai curățenie pe aici. În rest, totul ok. La mulți ani. La Hanul Urșilor în Vânători. Foarte mult. E al doilea an când venim. Foarte mult. La mulți ani la toată lumea și un an bun, cu sănătate. Suntem de la Comuna Fântâna Mare. Prima dată când venim cu copilașe. Vadă și urătorile de aici. Vă plac tradițiile? Da, nouă ne place foarte mult. Am așteptat anul ăsta să apară mulți mascați, nu prea au venit. Da. Acum sperăm să vedem aici cât mai mult. Tradiția de la Târgu Neamț, dacă nu mă înșel, la 15-a ediție a măștilor din Târgu Neamț. Vă place ceva în mod deosebit? În general, îmi plac sărbătorile de iarnă. Da, cu toată familia, ca după sărbători. Le urăm la toată lumea, la mulți ani și un an bogat și cu sănătate. Mult mai avansată treaba și distracția față de timpurile de azi. Dar nu știu de ce să caută, să pierde obiceiul. Era bine organizată, foarte grozavă. Era mai puneți mai mult suflet, nu? Absolut. Ce făceați dumneavoastră când erați? Era o alaie și o frumusată de nu știu cum, da? Păi subțări treaba de tot. Nu știu care e motiv. Nu-i curaj la lume, nu știu care e situația.
surorile noastre. Noi suntem români bugari din Borona Botoșani. În Europa e Michichel, vă luați tata cu el. Era cald și iarbă mari, venea mama cu mâncarii. Eu trăgeam boi la juc, noapta vă de penii în plus. Și încă o dată mai plăcăi! Înșurăturile noastre își frumoase de la moștră, moștră masă, de la dași, de la romani, ca strate de mântări. Aici acum le păstrăm și-am venit să vă urăm, că-și pic când trăiau bătrânii, și pășet pâine în unii, să-și și banii erau pâine. E ura ta și mai ura, dar ne frică că o să ara, de la casa dumneavoastră, casa noastră, ce-mi fric de cășuri, are ei din el turcat de când tata s-a însurat. Câte paie sunt pe casă, atâtea sticle de masă, câte pieri pe cucoș, atâta copii frumoși. Hopuri, hopuri, hopurei, la mulți ori cu floreșeni. Hopuri, hopuri, hopurati, la mulți ori cu sănătate. Opriți pugul mai tani, la anul și la mulți ori. Thank you.